Banca Case Rurale din Trentino vine în ajutor asociațiilor de la cantina de vinuri La Vis, propunând împrumuturi subvenționate pentru a ieși din impasul cauzat de o datorie de aproximativ 80 de milioane de euro. Băncile au pus la dispoziție o linie de credit de finanțare cu dobânze de 2,5%. În așteptarea celui de-al treilea avans pentru recolta de struguri din 2009, asociații cantinei se declară însă exasperați pentru situația financiară dificilă. În ajutorul cantinei sare și provincia autonomă Trento, care, prin intermediul Cooper Fidi, o cooperativă de garanție ipotecară, a cumpărat oficial una dintre bijuteriile cantinei La Vis, și anume Crama Frank. Această vânzare va aduce în tezaurul cantinei aproximativ 6 milioane de euro. Trebuie să ne pregătim pentru viitor. Cheia pentru schimbare au tinerii, care trebuie să devină conștienți de problemele globale și să propună soluții alternative, a spus fostul președinte polonez și premiul Nobel pentru pace, Lech Walesa, în timpul Lectio Magistralis, intitulată Solidaritate în secolul 21. Cu acest discurs a încheiat fostul președinte al Poloniei vizita sa de 3 zile în Trentino. Soluțiile programatice și structurale pentru Europa, bazele pentru construcția viitorului și tipul de democrație care ne așteaptă au fost punctele ce au fost abordate de către liderul din Solidarnosc. Walesa a vorbit despre epoca prezentă ca o perioadă de tranziție în care tinerii, exploatând succesul muncii realizate în trecut de către politicieni și mediatori, pot atinge obiectivele lor de viitor. Coloana de tractoare pentru a protesta împotriva incineratorului de la Ischia Podeti va fi organizată pe data de 23 octombrie al acestui an de Coordinamento Trentino Pulito, adică Comitatul pentru un Trentino Curat. La manifestare nu vor fi invitați politicieni locali pentru a sublinia în acest mod natura non-politică a mișcării. Comitatul pentru un Trentino Curat continuă deocamdată activitatea de verificare a tehnologiilor disponibile privind reciclarea ca alternativă la incinerator. Promovarea unei soluții care să nu aibă efecte asupra mediului înconjurător reprezintă de fapt un obiectiv important al comitatului, care reunește persoane din societatea civilă, economică și instituțională. La Târgul Internațional de Horticultură din Padova, Comuna Trento a primit premiul Oraș pentru Verde. Trento deține aproape 1 milion de metri pătrați de spațiu verde și 6.900 de copaci distribuiți pe teritoriul comunei. Zile trecute au fost inaugurat pe Muntele Bondone un nou teren de joacă pentru copii. Zona verde a fost realizată cu structuri efectuate din elemente naturale. Mare atenție a fost acordată de asemenea și respectării caracteristicilor originale ale zonei care ospitează parcul. Multe fotografii și povestea a 12 minorități se pot găsi acum într-un calendar. Calendarul a fost realizat de Fundația Fontana în colaborare cu multe asociații trentine pentru sărbătorirea anului 2011, care va fi Anul European al Voluntariatului. O minoritate este reprezentată de un grup de oameni uniți de aceeași cultură, etnie, religie, limbă și mai ales de o poziție socioeconomică dezavantajoasă. O inițiativă unică, cea a calendarului, care descrie atât minoritățile care trăiesc în Trentino, cât și cele din întreaga lume. Calendarul conține și fotografii, povești, precum și referințe ale asociațiilor care promovează proiecte de cooperare internațională. Vineri 24 septembrie al acestui an, începând cu ora 17 la Trento, se va desfășura Noaptea Cercetătorilor. Evenimentul va reprezenta o ocazie specială pentru mulți adulți și copii, care vor putea aprofunda sectorul cercetării, vizitând laboratoare și întâlnind oameni de știință și tehnicieni. De la dinozauri la insecte, de la găurile negre la matematică, cercetătorii vor dezvălui publicului secrete și curiozități din lume, deschizând laboratoarele la toată lumea, experți sau mai puțin experți. Evenimentul este promovat de Comisia Europeană și va fi organizat de către instituțiile de studiu și de cercetare din Trentino.